Florin, în cinematografe, în continuare, în România, este filmul vostru. Băi, am auzit că e în primele trei în box office -ul. Ia auzi. Nu știam detaliu detaliul acesta. Da, pe păi, e pe un site ăla. Nu știu, mi-a spus cineva, băi, dar voi știți câtă lume s-a uitat la de deci ce are succes filmul vostru. Da, este incredibil. M-a spus filmul cineva -a... de la Iași, și mi mi-a zis un prieten, băi, dar nu mai sunt bilete, de unde să mai... Păi zic, tu de la Iași mă sun pe mine, mă să mă la București, tu ești Aha. acolo la, la Iași. Da, în toate țări. da, a fost foarte bine primit. A generat multă emoție, am înțeles, foarte multă emoție. Da, foarte interesant. Mă bucur să aud că iată poate avea succes în cinema și o astfel de producție, pentru că de regulă succesul i-a dus de vulgaritate, de o calitate îndoielnică a filmului și așa mai departe. De multe ori vedem că astfel de pelicule au mare de succes. De fiecare în dată i-am spus lui Florin Prunea că suntem prinși cel puțin generația mea generația ta în YouTube. E, uite că ați ieșit din YouTube. Sunteți în cinematografe. Da. Am spus că ne raportăm la YouTube și la amintirile noastre. De fiecare dată când nu avem rezultate în fotbalul românești cu echipa națională, tot ne ducem la YouTube și nu uităm de acel YouTube. E, uite, ați ieșit, sunteți în cinematografe. Bine, ne-a sunat un primar de într-o comună de tocmai de lângă satul de Bine, să nu te zis... celebritatea asta la bătrânețe, asta e mai periculoasă să știu de de ce făcut nu, acolo. Pe nu, că ele și e asta cinematografică, de nu mai da. el este personaj negativ. Ai, ce, ai ce mi-a făcut Mihali lansare? Da. Băi, da, am știu că mi-o face. Mihali, el vrea, vre 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 să, să, să spun și eu ceva și până frică, că vorbește mai greu, să dăm cuvântul eroului nostru de la meciul cu Suedia. Dar era sigur că o, o face. Eu aveam pregătire, spus, să-ți dai seama că nu sunt nicio fraier. Da. Și asta de aduce, duce de domnule, cu eu, normal că sunt personajul negativ, cum spune domnul Dar ai Miguel, supărat pe mine când ți-a spus într-o emisiune la Digi, cred că dacă dai căutare pe Google Florin Prunea, ți apare Kenneth Anderson și invers. Nu mă supăra, nu. Eu mi-am asumat chestia asta și nu mă supăr. Dar și chestia asta are nevoie și de erou da. ăsta. Și m-a sunat, e un primar de la o comună, nu-i dau Așa. numele. Să nu se supără. Și făcea domnul Florin. Eu am făcut acum camino Cultural și am făcut inaugurarea și am luat de la cineva, făcorul, nu știu de unde, de la producător, probabil, de la. Am luat și eu pelicula și ei la mine. Domne, am avut 250 de locuri în cămin. Dom'le, am avut cerere de peste 1000 de bilete să vadă lumea, să vadă filmul din, din, exact, satele, din satele din satele de acolo. Zic. Păi, domn primar, fă domne, vizionare în fiecare zi. Domne, nu vă dați seama ce m-ați ajutat. Exact. Și făcea, băi, Florine, și cum a picat, e și an electoral. <laughs> Are alegeri. Deci, n am probleme, cam 80% la patrulea mandat, dar. Dacă ești și -a de binecă. galben, atunci ai ieșit perfect. Da, E foarte, foarte, chiar frumoasă și emoționantă povestea asta da, cu uh, satul uh, din Bihor, de care ne spui. Incredibil! Uh, și bănuiesc că așa este peste tot. Pe de altă parte, aș vrea să remarc că în această perioadă apare în cinematografe și un film dedicat calificării Naționale României la Euro din această vară. Un film care sigur a fost uh, comandat de Federația Română de Fotbal. Foarte frumos! Să, sunt curios să Am văzut imaginea așa, da, imagine interesantă. Foarte bine, merită băieții ăștia și Edi Ordănescu și cred că este... E bine să vadă și nu ți se pare că a fost mai răspuns așa la faptul că voi, generația voastră, apăreți cu acest film și ca o nu, replică așa... Păi, dar nu se poate, că e diferență... Adică, diferență, ce să spun, de alte vremuri. Păi noi, pe vremea noastră, nu era... la păstrăzi, noi nu știam ce e păstrăz, că nu aveam nu era social media cum e, e. acum. Noi am aflat pe două zile. că la București au fost merg pentru premiile premi Gopo. Vor mergeți mai sus la Berlinară, la Sunteți la. Nu, Berlinară. nu, nu. Mi se pare cel puțin asta cu Edi, cum pregăteam meciurile și astea, chestii interesante și aici sunt de văzut. De ce nu? Bravo, lor. Merită văzut. O să-l văd și eu. Te aștept să-l văd. Când apare? A apărut? Nu. Nu știu detalii. Nu este gata, am înțeles. E... Da, o să-l văd și eu. De ce nu? Da. Uh... Aveți vreun comentariu legat de convocările făcute de Edi Ornescu pentru că am alunecat spre echipa națională? Ce s-a în întâmplat cu Nicușor cu bancul? Toată lumea a spus de o operație, dar la ce operație? Eu am înțeles că s-a dezvoltat uh, urât o bătătură la, la picior și a, a doar nevoie atât, de, a? de o intervenție. Deci nu e, nu e a, ceva și greu, astea dar, sunt la dar, este... dacă, acum dacă ar fi jucat imediat în meciul acestea, ar fi și putut să, să, să se agraveze. Da. Foarte bine că este, dar aici uite că avem probleme. Oprut, nu? În locul da, a provocare. Da, interesant a fost că ieri aici la ProSport Live, Dani Coman a făcut un pariu cu noi. El spune că fundașul dreapta de la Hermannstadt va fi în lotul butean? pentru de da. La adevăr face Eu... un campionat fantastic. Că în opinia lui Dani Coman este mai bun decât Mogo și Manea și că ar trebui să fie în lot alături de Rațiu ca o alternativă pentru postul de fundaș dreapta și până una alta, de la Herman vine fundașul stânga, în timp ce Dani Coman de dădea... Dar nu este o noutate, pentru că el a fost în vedere lui cu el a debutat, nu? În da, -a, 16, o dacă a mai fost ca da, nu, nu, zic că... Devletul, dar, mi s-a părut așa interesant cum astăzi despre Dani Coman de fundașul dreapta la Națională, de la Herman și vine fundașul stânga de la... Știa el ceva, dar v-a dat-o așa. <laughs> Știa Dani ceva. Da. Um. Jocuri importante, jocuri sigur, cu doi adversari total diferiți. Da, Edlanda, așa a ales, <coughs> Ordenescu a vrut să înceapă cu un adversar mai slab, și după să întâlnească adversarul puternic, sunt meciuri importante pentru pentru Edi Ordenescu pentru în vederea turneului final. Știm că nu se joacă și își face planuri cu aceste meciuri și planuri Normal, foarte, că -și face, foarte, că nu are date, foarte sunt importante. Puține. De asta spun că ai spus de Bancu, orice detaliu de acest gen este important. Eu cred că Bancu, că avem expresia asta în fotbalul românesc, punctul fix e, punct fix este fundașul de bandă gol în Superliga. A scris are goluri înscrise mai multe decât mulți atacanți din... Din, din, Superliga. Însă vor fi două meciuri interesante și aici mă gândesc la cel cu Columbia mult mai puternic și că se joacă în Spania, acolo unde există o comunitate. Și Înțeleg română, că și Florin o să fie... nu merge pe arena națională la acest Merg că sunt în studio. Dar, a atunci, mergi în această calitate de comentator. Tu îmi spui dacă merg dacă nu merg în teren ca să dau noroc cu Burleanu și să Da, facă da, 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 e un, e un eveniment. Nu, eu am spus eu, îmi asum aceste lucruri. Asta este una de, de, dintre știrile așteptate. Să vedem cine va fi acolo. Deci va fi teren. o ceremonie fi, cu, mânuiesc, cu, mânuiesc, cu probabil că da, cu, cu jucătorii din generația voastră și cu da. Răzvan Burleanu. Și cu generația 84, am înțeles. Da. Așa scrie pe invitația adică care pe teren, va fi Păi bănuiesc că da, să, să sărbătorim împreună. Eu nu mă regăsesc în astea. Păi cum să mă duc eu să dau noroc cu Burleanu și după aceea, pe 25 mai, să vină copilul lui Didi Prodan și să-mi spună mie, băi, Florine, dar tu ce faci? Nu, nu pot să fac chestia asta. Sigur că lumea spune că am o chestiune personală. Dar eu consider că toți aceștia ani de bat jocuri la adresa noastră, ce a făcut, cum s-a comportat și cu Didi, cu Prodan, și cu trimisul în tribună în partea cealaltă, și cu Lupescu, cu Taică, sunt trimis la faninul de Corner, la un meci al echipei naționale. Astea nu sunt. Adevărul cu că dacă, de exemplu, cu ciuruitul la alegeri, că v-am ciuruit. Adevărul că dacă zice acum Gică Hagi, hai să... Păi Hagi de se duce. Să... De ce vreau să-i facă? Îi trimite asta două arbitraje la distrus. Da, nu aș vrea să-ți păi aduc aminte și să că Ianis Hagi este convocat la echipa păi națională ce în ce să că Gica, nu prea eu joacă știu că la, o să la, duce, la, o să da. ducă, probabil. Eu știu, da. Dar, eu știu dar că asta mi se pare interesant, doar. că Gică Hagi este invitat acum să, să, să participe la această ceremonie împreună cu președintele Federației, dar același președinte al Federației nu a avut grijă ca Gică Hagi să fie prezent la tragerea la sos de la București a grupelor turneului final al campionatului european precedent, în toată lumea a unde e Gică Hagi, era cel mai îndreptățit om să fie în toată sala aia plină de sute de oameni. Și tocmai cel mai îndreptățit om să fie acolo, Gică Hagi, nu era. Și apoi, uh, uh, același Gică Hagi înțeleg că a trebuit să meargă la tribuna a doua la meciuri de la Euro, găzduite de Arena Națională. No, no, no. Atunci nu, nu a existat o astfel de atenție către Gică Hagi și către alții jucători din generația voastră. Păi, fiecare și asumă acum. Am și vorbit pe grupul nostru, că nimic de astăzi, că noi avem un grup al nostru care vorbim toate aceste lucruri. Și când am primit invitația, a apărut cineva dintre noi a dat, băi, ați primit și voi și am văzut răspunsul la toate. De exemplu, eu, pentru prima dată când primesc în 10 ani o invitație la meciul echipei naționale. Cătălin Popescu este ofițerul de presă da. al Federației. Da. De l-am la da. primit. Uitați așa, vreau să confirmați sau să infirmați. Am spus că -am, nu am ce să caut acolo. O, oricum sunt în studio la, postul, la un post de televiziune, o să transmit, dar eu nu mă regăsesc în... Și cât timp va fi Răzvan Burleanu, n-am cum să mă duc acolo să mă mai moțăresc. Că așa consider. Fiecare și asumă, cine se duce, rămânem în continuare și pe grup, am spus, doamne, e liber fiecare să se ducă cine vrea. Eu, din ce știu, o să fie patru jucători dintre toți. Cătălin, cum vezi toată această situație? E o telenovelă, e veche. Am avut episodul pe sigla acum. Folosirea siglei da, la pentru meciul, în... 20 din 25, da. Stai ultimul episod și tot Florin până așa a spus aici pentru de ce... nu... voi limita pe Răzvan Burleanu la acel meci de pe 25 mai. Dacă Răzvan Burleanu vine, eu nu particip la eveniment. Și cum o eu să eu, aș fi, fi... Că... eu aș fi crezut că o să ne spui, dacă vine Kenneth Anderson la meci, eu nu particip. Păi nu că e Popescu, din cazul lui Popescu nu vine, că eu l-am invitat și mi-a zis Popescu, băi, ești nebun? Păi tu poți l chem cine este? Te lumea și pe tine și pe A fost invitatul el. tău? Am vrut să-l invit, da. Și, și am zis, bă, da, pe Bodin poți să-l chem? frate, că poți la aplaudă toată lumea. Și am luat <laughs> legătura cu Paul, ți-am povestit, nu? Da. Mi-a confirmat, s-a operat, într-adevăr, o intervenție care are o problemă la prostată, dar mi-a zis, Florian, stai niște că vă fac praf, sunt fit. Am o singură rugăminte, să mă lăsați să vin cu soția, că vrea să vadă... În încheierea emisiunii aș vrea să aduc aminte replica genială pe care Gica Popescu ne-a oferit-o aici la ProSport Life, când ai povestit de din cel care a trimis în transversală la meciul la decisiv de calificare la Mondialul 94, că vrea să vadă un pic Bucureștiul, că n-a mai fost în România, să vadă un pic pe ei. Și Gica Popescu ce o săptămână îl ținem aici, îl plimbăm peste tot, la La ce bară le-a dat atunci, cum să nu... Dar o să, fie, o să fie un eveniment, o să vedeți și cine o să vină și o să fie... Și acum am înțeles că tricorile ceva incredibil, să merge linia asta de... A prins foarte bine.